Creștinii ortodoxi și catolici sărbătoresc astăzi intrarea Maicii Domnului în biserică. Acest praznic marchează un moment important din viața copilei de trei ani și anume ziua în care Ioachim și Ana au adus-o în templul din Ierusalim. În această zi, cei care țin post au dezlegare la pește. Arhiereul Zaharia a întâmpinat-o pe fecioară și a purtat-o prin templu, apoi a așezat-o pe a treia treaptă a altarului, iar Maria a uitat de părinții ei care s-au întors acasă uimiți și mulțumiți că fetița nu a privit înapoi. Astfel, fecioara a rămas în templul Domnului timp de 12 ani, până la apropierea vestirică în pântecul ei a fost zămislit Fiului Dumnezeu. Sărbătoarea intrării Maicii Domnului în biserică este numită de popor Vovidenie, cuvânt tradus din vedenie, adică lumină. Tradiția populară religioasă mai spune că în noaptea de Vovidenie, cerul își deschide porțile și oamenii credincioși pot să-l vadă chiar și pe Isus Hristos. De aceea, în noaptea de Vovidenie se dă de pomană pentru sufletul celor morți, chiar în cimitire, și se aprind lumânări la morminte, care nu se vor stinge niciodată.